Un bărbat de 65 de ani a murit noaptea trecută în centrul orașului după un schimb de replici cu un cetățean arab. Conflictul a pornit de la un loc de parcare situat lângă sediul stării civile. Echipajul medical a ajuns la fața locului a constatat că victima se afla în stop cardiorespirator. Noaptea trecută, doi bărbați s-au luat la ceartă pentru un loc de parcare. Aceștia nu au recurs și la violență fizică, doar că la un moment dat bărbatului de 65 de ani i s-a făcut rău și s-a prăbușit la pământ. Cei care au asistat la schimbul de replici au solicitat imediat ajutor medical. A ajuns acolo echipajul terapie intensivă SMURD. A găsit bărbatul de 65 de ani în stare de inconștiență, în stop cardiorespirator. A efectuat manevre de resuscitare, dar din păcate fără răspuns. A fost declarat decesul, poliția se afla la fața locului, reținând persoana a doua care a fost implicată în altercație. La fața locului au sosit atât rudele bărbatului decedat, cât și polițiștii și un echipaj al serviciului pentru acțiuni speciale. Acest conducător auto a fost condus de către polițiștii secției 3 Poliție Urbană la sediul poliției pentru verificări. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, fiind dispusă necropsia pentru stabilirea cauzei decesului bărbatului.